eu ceva? Era și aici. Sora, da, sora, vrea să zică ceva, ups. Toate aplauzele vesele ei, numai tu de parcă ar fi doar o singură fată, așa talentată, în toată familia Andrei. Poți să iei tu vocea întâi dacă vrei, însă nu înțeleg cum de are mama vocea a doua, iar mie îmi place așa ca vocea trei. Bună seara, abia apuc să vă zică, cea care e cunoscută ca sora e mai mică, dar Alexandra nu te bucura prea tare. O să vedem la sfârșit cine o să fie mai mare. Nu vreau să zic că ești invidioasă, doar pentru că atunci când ai concert mă închizi singur în casă. Cred că ai intenții bune, surioară, deși cam des îmi găsesc cu zile rupte la vioară. Aplauzele vrei să le iei? Numai tu de parcă ar fi doar o singură fată, așa talentată în toată familia Andrei. Poți să iei tu vocea întâi dacă vrei, să nu înțeleg cum te are mama vocea a doua, iar mie îmi lașa da vocea trei. Aș vrea să pun măcar o dată pe an, să fac și eu măcar un duet cu Cosmin Vama, dar în fapt nu vreau neapărat, bineînțeles, dar el a făcut textul, deci trebuie să zic n-am de ales. Am observat că vrei atenția toată, dar Alexandra, dacă zici că ești așa talentată, probabil ești nu vreau să zic că nu, dar o să cânt eu la vioară și după aia încearcă tu. Nu o să mai auziți. Da, te mai vedeți ce mai cântă. Dragoș, aveți plus că